De sâmbătă 18 august a reluat campionatul Ligii a 4-a județului Giurgiu, ediția 2012-2013. Așadar, sâmbătă, de la ora 18, pe stadionul Dunărea, Nova Forz Giurgiu a întâlnit în prima etapă pe Dragonii Ogrezeni. A fost o partidă antrenantă, a fost o ploaie de goluri, un meci frumos și putem spune că Nova Forz Giurgiu a pășit cu dreptul în noul campionat 2012-2013. Două reprize total diferite și chiar evoluția scorului ne spune acest lucru, fiindcă a fost 1-1 în prima repriză, 6-0 în cea de-a doua. Un adevărat galop de sănătate pentru elevii antrenorilor Dorian Gârlea și Liviu Boboc. Partida de pe stadionul Dunăre a fost condusă la centru de Dumitru Balinski, secundat la linii de Silvia Clejeanu și Petre Vitan, observatorul partidei, profesorul Viorel Leșanu. Iată și formațiile celor două echipe. Începem cu oaspeții, Dragonii Ogrezeni, echipament albastru închis, Vlădescu, Voicu, Anton, Marin, Toropac, Poșircaru, Diaconu, Mitrică, Barcă, Pârvu, rezerve Constantin, Tichirici, Cosma, Dumitru Luigi și Dumitru Nicolae. Nova Forz Giurgiu, echipament galben cu negru, Olteanu în poartă, Chiripuci, Boteanu, Pascu, Androne, Danciu, Vasile, Pârvu, Lascarache, Stan și Jelescu. Rezerve Constantin, Ristea, Barbu, Rusu, Furnică, Stănescu și Adâr. Conducerea tehnică a echipei giurgiuvene, Dorian Gârlea și Liviu Boboc. Iată și evoluția scorului. În minutul 13, un număr de data asta fără ghinion pentru Nova Forz, Jelescu a pătruns în interiorul careului mare și a șutat puternic pe jos în dreapta portarului echipei Dragon. A urmat o serie de ocazii de a majora scorul, dar nu am consemnat decât ratări, dintre care două bare în minutul 22 și minutul 24, și vine și minutul 36, când oaspeții beneficiază de o lovitură liberă lateral stânga, chiar lângă linia careului de 16 metri. Dragonul Poșircaru șutează tare pe jos pe lângă zid, chiar la rădăcina barei, și înscrie cu tot plonjonul disperat al portarului giurgiuvean. Se face așadar 1-1 și vine și pauză. Așa că în loc de 3-4-0, scorul este 1-1, ceea ce nu reflecta situația din teren. După pauză, jucătorii de la Nova Forz intră hotărâți să tranșeze rapid victoria în această partidă și începe sarabanda golurilor. Minutul 50, Danciu pătrunde spre poarta oaspeților, pasează lateral și Lascarache înscrie lejer, 2-1. Minutul 56, Lascarache șut cu efect la firul ierbii din 8 metri și majorează scorul la 3-1. Minutul 68, Pârvu centrează de pe partea dreaptă și Stan trimite sub bară din 9 metri, 4-1. Minutul 80, Lascarache centrează ca la carte și Jelescu îl execută pe portarul oaspeților, aducând scorul la 5-1. Minutul 83, Ristea pătrunde pe stânga și șutează fără speranțe pentru portarul Dragonilor, 6-1. Și vine minutul 90, când Pârvu, cu un trasor de la 25 de metri, îl surprinde pe portarul Dragonilor și scorul devine, de data asta chiar drastic, 7-1 pentru Nova Forz, care și-a propus în acest campionat să termine printre primele 4 echipe. Etapa viitoare, tot pe teren propriu, cu Rapid Vărăști, promovată de curând din nou în Liga a 4-a. Partida se va desfășura tot pe stadionul Dunărea, cu începere de la ora 18.